Sunteți încă aici? Dragii noștri, noi care am trecut prin experiența asta cu mai mult timp în urmă, ne uităm la voi și am vrea să vă spunem foarte multe lucruri. Știm că nu putem să facem asta și probabil nici nu-i nevoie. Ne bucurăm însă de pasiunea și de visul vostru, de perspectiva voastră. Să vreau să vă spun că cel mai scump lucru din lume este fericirea, pentru că se plătește cu cel mai mare preț. Atât trebuie să rabzi pentru fericire, atâta trebuie să iubești, să înțelegi, să manifesti bunătate, prietenie, atât trebuie să fii de bun și de îngăduitor. Fericirea este cel mai scump lucru din lume, este un lucru de lux, de aceea oamenii nu-l au, pentru că sunt săraci și urâți la suflet, sunt egoiști și răi și nu-s dispuși să fie asemenea celui care a venit să ne arate cum trebuie să fim, adică Iisus Hristos. În textul pe care l-am citit mai devreme, scris de Pavel, Biblia de două ori spune îmbrăcați-vă. Nu se referă la o îmbrăcăminte fizică. Apropo de îmbrăcăminte, să știți că apreciez modestia anunții voastre, apreciez decența îmbrăcăminții voastre. Întotdeauna aceasta este o problemă mai mult a femeilor, pentru că garderoba lor este extrem de variată și este provocată de modă care pune în evidență goliciunea unui suflet, dar și a unui trup. Apreciez mult modestia anunții voastre. Pavel de două ori spune îmbrăcați-vă. Și atunci când spune îmbrăcați-vă, el se referă la construirea unui caracter asemenea lui Hristos. Construiți în voi, îmbrăcați-vă, fiți atenți cu vă îmbrăcați, uitați-vă în oglindă, să îmbrăcați-vă ireproșabil, adică nimeni să nu găsească ceva urât în îmbrăcămintea voastră, dar este vorba despre caracter. Aș vrea să vă vorbesc astăzi, dragii mei, deși întotdeauna vorbim despre aceste lucruri, întotdeauna veți auzi cuvintele astea, dar ele nu vor mai avea niciodată semnificația pe care o au astăzi, deoarece aveți poziția de miri. Asta vă predispune să ascultați tot ce se spune într-un anumit fel. Vă spuneam cu ceva seri în urmă că oamenii nu țin minte cele mai multe lucruri care li se întâmplă, însă rețin doar câteva. Rețin evenimentele care se suprapun cu o emoție. Astăzi încercați niște emoții foarte puternice, chiar dacă ele nu mai sunt la fel ca în primele 5 minute, și de aceea o să țineți minte toată nunta voastră. Asta nu înseamnă că o să țineți minte predicile. Acolo pe băncile acelea, și Alin, îmi pare rău că pe banca aceea nu-s și părinții tăi, însă eu știu că astăzi ei se uită la internet și vreau să mă adresez lor. Vreau să mă adresez familiei Pubuia, Grigore și Ioana și tuturor rudenilor care sunt acolo. Vreau să vă salutăm pentru că ați crescut băiatul acesta și astăzi vă bucurați de bucuria lui. Însă, de asemenea, vreau să-l salut pe fratele Mircea, pe sora Viorica Târnăuceanu, pe surorile Denisiei. Și noi știm că astăzi încercați o emoție specială, ați investit în fata asta, ați avut grijă de ea, ați ocrotit-o, ați învățat-o lucrurile bune și ați așteptat ca să o vedeți într-o zi mireasă. Sunt foarte multe femei care își încep viața de familie fără să fie mirese, ele se îmbracă doar în alb. Între a te îmbrăca în alb și între a fi mireasă este o foarte mare diferență. Viața de familie trebuie să înceapă cu nunta, nu cu relațiile intime. Nimeni nu poate să fure binecuvântarea, ea doar se primește în urma ascultării. Suntem bucuroși de dumneavoastră, de faptul că astăzi vă bucurați de fata aceasta pe care ați crescut-o și o dați unui băiat, pentru că v-ați împlinit o parte a misiunii de părinți. Pentru aceasta ați crescut-o să se căsătorească și sigur că lista de-abia s-a deschis. Întorcându-mă la voi, dragii mei, aș vrea să împărtășesc astăzi cu voi despre faptul că această construire a caracterului vostru va face familia voastră cum sunteți voi. Voi nu puteți să aveți o familie mai bună decât așa de bun cât sunteți voi. Familia voastră sunteți voi. Dacă voi sunteți niște oameni de treabă, familia voastră va fi o familie de treabă. Dacă voi știți să comunicați, să răbdați, să iertați, să vă rezolvați conflictele într-o manieră decentă și înțeleaptă, atunci familia voastră va fi așa. Vreau să vă spun că familia voastră va fi confruntată cu multe riscuri. Spre exemplu, în casa voastră veți fi confruntați cu materialismul și cu ipocrizia. Oamenii tind
când vin în viața publică, să fie ipocriți, să pară credincioși, femeile se acoperă, bărbații și-au Biblia la subțioară, dar ei sunt ca niște tigri în casele lor. Urlă, se comportă urât, nu iubesc, sunt răutăcioși, sunt dominanți. Și când ies în public, dintr-o dată devin copii de treabă. În familia voastră să fiți oameni de treabă și să construiți caracter, să nu fiți materialiști. Aveți nevoie de bani, aveți nevoie de mașină și de casă, aveți nevoie de confort, dar să nu fiți materialiști. Materialismul este un demon murdar. E un mare demon, materialismul. Să fugiți de el. Dacă vă înghite, pur și simplu nu mai scăpați din gura lui. Materialismul și ipocrizia în casă sunt două mari riscuri. În biserică, de asemenea, sunt riscuri. Este riscul legalismului sau al liberalismului. Cele două extreme ale unei vieți în Hristos echilibrate. Să fugiți de legalism. Nu-i nevoie de legalism. Este invenția omului de a-L îndupleca pe Dumnezeu să accepte că omul este important. Este umanismul care vrea să câștige grația divină. Să nu fiți umaniști, dar atenție, să nu fiți libertini. Să nu vă expuneți trupul într-un mod murdar ca niște oameni frustrați care n-aveți valoare și semnificație și atunci tânjiți după valoarea pe care vă dau bărbații de pe stradă că se uită după picioarele dezgolite în mod indecent și obraznic. Să păstrezi pentru soțul tău ce este al lui, să nu împarți cu privirile curioase ale bărbaților de pe stradă, pentru că asta este cea mai de jos poziție pe care o poate primi o femeie frustrată în lumea asta, o femeie care e condusă de lume, deși vine la biserică. Să fugiți de legalism, dar în egală măsură și de liberalism. Apoi, să știți că veți avea nevoie să vă educați, să citiți, să vă implicați într-o școală, să continuați să vă educați. Dar atunci când veți merge și veți avea tangență cu ceea ce astăzi se numește știință, vă veți confrunta cu ateismul și cu evoluționismul. Alți doi demoni care au adus America unde este America. Țara asta a fost un exponent al misionarismului. Legea acestei țări numită Constituție a fost făcută după Biblie. Această țară a fost ca o biserică. Și oamenii ăștia fără minte au transformat-o într-un iad. Mai multe familii de pocăiți, de evanghelici astăzi divorțează decât de nepocăiți, de catolici. Mai multe și merg în biserică astăzi. Și noi vrem să învățăm de la ei. Ce să învățăm de la ei? Să mergem în pantaloni scurți la biserică? Este normal să purtăm pantaloni scurți, dar nu la biserică. După cum e normal să purtăm pijamale, dar nu în oraș, ci noaptea când dormim. Să nu încurcăm îmbrăcămintea, să știm, să avem minte, să ne îmbrăcăm în pijamale când suntem în dormitor, în pantaloni scurți când suntem la parc și într-o îmbrăcăminte care vorbește despre relația noastră cu El și despre respectul nostru față de El. Felul în care mă îmbrac eu spune cine sunt eu, ce am eu în minte, de ce sunt aici. Vei spune, Dumnezeu nu se uită la asta, păi după tine Dumnezeu nu se uită la nimic. Apoi, veți merge în societate, acolo lucrați, acolo vă faceți cumpărăturile. Nu puteți să vă ascundeți de societate. Să știți că în societate vă veți confrunta cu păgânismul și cu hedonismul. Hedonism înseamnă cultul plăcerii. Păgânism înseamnă fără Dumnezeu, doar cu idoli. Să nu vă aplecați la idolii din lume. Ei de fapt sunt inexistenți. Sunt niște propuneri bizare în spatele cărora nu există nicio acoperire. E un cec semnat cu $1,000,000 și tu nu ai un ban în bancă. Păgânismul este o promisiune neîmplinită, iar hedonismul este un demon urât. Să fugiți de el. Să nu lăsați inima voastră să fie înghițită de el. Să fugiți de aceste lucruri. Apoi, voi veți avea relații, veți avea prieteni. Vă veți construi un cerc de oameni în mijlocul cărora veți relaționa. Să fugiți însă de erotism și de permisivism. Prieteniile prea apropiate, să știți că sunt riscante. Să vă înconjurați de oameni care vă dau sfaturi bune, care sunt exemple constructive pentru voi. Să nu vă înconjurați cu oameni destrăbălați, că în două zile veți deveni ca ei. Fugiți de erotism, dragii mei. El este permis doar în dormitor între soț și soție. Restul e o mare balaur care înghite și distruge tot. Așa se face că astăzi
Aproximativ jumătate dintre familii se distrug pentru că nu-și mai pot gestiona hormonii pe care îi stimulează prin tot felul de activități fără minte, neînțelepte și firești de-a dreptul. Pavel spune, îmbrăcați-vă, construiți, faceți casa voastră ca nunta de astăzi, plină de flori, dar florile acestea să fie, una dintre ele să fie iertarea, una dintre ele să fie dragostea, una dintre ele să fie bunătatea. Noi nu o să putem face nimic pentru voi, am venit la nunta voastră și nunta se termină și noi plecăm și vă lăsăm drept în pace să vă îmbrăcați toată viața cu aceste virtuți, pentru că fericirea este cel mai mare lux la care atentează muritorii. Și ea nu se plătește cu un dolar, ea se plătește cu tot ce ai tu. Când nu vei mai putea să rabzi, de-abia de atunci încolo trebuie să fii bărbat și să rabzi. Dacă nu poți să rabi, să nu iei fata aceea de la părinții ei, că stătea bine acolo și liniștită, și invers. Dragii mei, când Pavel spune îmbrăcați-vă, el se referă la atitudine și la atitudine față de tot ce ne înconjoară. Noi suntem înconjurați, suntem sufocați de componente. Este Dumnezeu, de atenția căruia nu putem scăpa, este singura cameră video din lume care înregistrează ziua și noaptea, în apă, în aer, oriunde te-ai băga și într-o cutie de plumb, Dumnezeu te vede, și pe deasupra este singura instanță din lume care cunoaște gândurile. Țara asta nu condamnă gândurile, că nu le poate identifica și nu au dovezi că e adevărat ce spun ei, ce te acuză ei că ai gândit. Dumnezeu îți cunoaște gândurile. Aș vrea să vă spun că atunci când vă îmbrăcați cu Dumnezeu, cu moralitate, cu spiritualitate, cu un caracter desăvârșit, examenul vieții voastre este și examenul familiei voastre, și examenul vieții voastre e felul în care voi vă raportați la viață. Cum vă raportați voi unul la altul? Cum vă raportați voi la genul opus de pe stradă, care își face rochia din ce în ce mai scurtă ca să o vezi? Cum vă raportați voi la natură, la lumea materială, care vă cheamă să nu mai aveți timp unul de altul decât de bani pe care mai apoi cheltuiți pe nimic? Cum vă raportați la Dumnezeu care v-a adus până astăzi? Știți câți tineri de vârsta voastră sunt orbi, fără un picior, fără o mână, n-au minte în cap, nu văd drumul și îl pipei cu un baston de culoare albă? Știți că sunt așa? Sunteți doi miri frumoși, sunteți întregi, și aveți toate șansele să fiți fericiți. Însă depinde de cu ce vă îmbrăcați. Depinde ce construiți în viața voastră. Să nu umblați după bani, să munciți doar pentru a avea cu ce să trăiți, dar să fugiți de materialism și să fugiți de toate cele menționate. Însă, provocările voastre și examenul vostru este felul în care vă raportați la anumite lucruri. O să spun câteva cuvinte repede și o să închei. Cum vă raportați voi la Dumnezeu? Adică în ce relație sunteți voi cu Dumnezeu? În ce raport sunteți voi cu Dumnezeu? Cine e Dumnezeu pentru voi și cât țineți voi cont de El? Dacă mă duc și stau într-o laină, la rând, eu nu mă raportez în niciun fel la omul din fața mea, doar mă dau puțin să am un pic de distanță de el, dar în rest nu-i spun nimic, nu-mi spune nimic, ăla din spate la fel, nu mă raportez în niciun fel, decât cu respectul de a nu mă lipi de el. Atât. Ei, cum vă raportați voi la Dumnezeu? Prin relație spirituală personală sau prin religie, împlinind în mod inconștient niște tradiții pe care nu el le-a spus și le-a spus popa de alalter sau din generația trecută? Cum vă raportați voi la el? Atunci când vă îmbrăcați, vă întrebați dacă chestia asta îl onorează sau mai e încă o palmă peste obrazul lui? Aveți voi în minte interesul de a da slavă lui Dumnezeu? Alin, de acum încolo tu o să fii pur și simplu foarte preocupat ca fata asta să fie fericită lângă tine. Și tot ce vei face tu, te vei gândi, place de nisiei. Tot ce vei face tu de astăzi înainte va fi răspunsul la următoarea întrebare. E necesar pentru ea, e bine pentru ea, îi face bine, construiește în inima ei sau nu? Și invers. Ei, aveți acest gând și pentru Dumnezeu? Cum o să vă raportați voi la El? Cu indiferență? Cu religii, făcând anumite mătănii și împlinind anumite ritualuri care pur și simplu Dumnezeu nici nu le bagă în seamă? Sau veți avea respect
Și veți spune, eu nu fac asta pentru că nu-L onorează pe Dumnezeul meu. Dumnezeul meu se supără și se întristează dacă fac asta. Ori eu îl iubesc, eu nu-mi găsesc plăcerea să-mi întristez persoana pe care o iubesc. Dimpotrivă, sufăr atunci când greșesc față de cineva pe care îl iubesc și îl dezamăgesc. Nu mă bucur atunci când îmi dezamăgesc soția, mi-e rușine de mine. Apoi, cum vă raportați voi la voi înșivă? Cum vă raportați voi la voi? Denisia, femeile sunt diferite de bărbați, așa le-a creat Dumnezeu, dar nu sunt importante, nu sunt mai importante decât bărbații. Frumusețea ta nu te face importantă, mai importantă decât Alin. Faptul că tu ai mai puțină sau mai multă carte, că vei avea un venit mai mare sau mai mic, că vei fi mai inteligentă sau mai puțin inteligentă, toate lucrurile acestea sunt doar diferența dintre tine și Alin, dar nu sunt superioritatea sau inferioritatea ta. Voi sunteți absolutamente egali. Cum vă raportați voi la voi? Nu concurați unul cu altul, voi nu sunteți pe pistă, voi nu sunteți în ring, voi sunteți tovarăși, nu oponenți, nu adversari. Cum vă raportați voi la voi înșivă? Cu mulțumire sau cu nemulțumire? Puteți fi o familie nesătulă, niciodată nu vă ajung banii, nu-s destui, niciodată nu vă respectă oamenii suficient. Sau puteți fi o familie care întotdeauna dați un zâmbet la fiecare, inclusiv mie. Am nevoie de un zâmbet. Nu mă refer acum neapărat, ori de câte ori mă vedeți. Să-mi zâmbiți că face ziua mea mai bună și nu vă costă mare lucru. Tot asta am și eu în minte când mă întâlnesc cu voi. Știu că vă prinde bine să zâmbesc decât să fiu așa acru ca o lămâie. Și eu pe amândouă le pot face la fel de ușor. Cum vă raportați voi la voi? 3. Cum vă raportați voi la lucrurile care vă înconjoară? Vă raportați administrându-le sau idolatrizându-le? Idolatrizați lucrurile pe care le aveți? Vă credeți importanți doar pentru că aveți mașină nouă? Nu. Un om care are mașină nouă e doar proprietar de mașină nouă, nu e important? Să administrați lucrurile pe care vi le-a dat Dumnezeu. Să administrați lucrurile pe care vi le-a dat Dumnezeu fără să vă vedeți stăpân peste ele. Voi nu sunteți stăpân, sunteți administratori. Ești administrator a frumuseții tale, ești administratorul inteligenței și bărbăției tale, în sensul de faptul că ești bărbat și că ai curaj și că ai toate calitățile pe care le-a dat Dumnezeu bărbaților care lucrează în afara casei. Dar să nu vă închinați la lucrurile astea. Nu vă închinați la nimic din natură. Natura ne-a fost dată ca să o folosim pentru fericirea noastră. Cum vă raportați voi la diavolul? Vă împotriviți sau vă subordonați? Biblia spune, împotriviți-vă lui tari în credință și el va fugi. Știți când fuge el? Când vă împotriviți. Altfel, batjocorește, disprețuiește și subjugă. Împotriviți-vă. Știți cum? Exact așa. Pur și simplu împingeți, împotriviți-vă să plece. Și când îl vedeți fugind să iasă praf în urma lui, atunci să știți că are viteză suficient de mare să se ducă în direcția opusă de voi. Cum vă raportați la el? Să nu stați de vorbă cu el, el va veni și în grădina voastră. Dacă vă întreabă de vorbă, să-i spui, mustră-te sângele Domnului. Să vă împotriviți, că orice vă spune este o cursă care vă va înghiți și vă va distruge sufletul. Cum vă raportați voi la genul opus? Să știi, Alin, că Denisia nu este singura persoană de sex feminin din lume. Trebuie să înțelegi că atunci când Adam s-a trezit din somn, după ce l-a anesteziat Dumnezeu, a pus capăt la câteva lucruri. Unu, s-a sfârșit somnul, gata cu irresponsabilitatea, bărbate. A venit prințesa asta în viața ta, tu nici nu știi cum este să ai o prințesă în casă. Tu de-abia de mâine încolo vei ști. Prințesele sunt frumoase, dar sunt sensibile, sunt greu de întreținut. Prințesele sunt... Trebuie să investești foarte mult într-o prințesă, că altfel nu mai e prințesă și prințesele sunt frumoase. Când Adam s-a trezit din somn, s-a terminat cu somnul, apoi s-a terminat cu căutarea. A căutat săracul prin grădină, Biblia nu spune că da, a căutat, s-a uitat la elefant, a zis, nu se poate. S-a uitat la tot felul de animale și a zis, nu, Domnule, nu se poate. Și a căutat, până când i-a adus Dumnezeu ființa asta. Și a zis, gata, s-a terminat cu căutarea mea și n-a mai căutat niciodată. Mă, omule, gata cu căutarea, stop, de astăzi înainte nu mai căutați nimic, punct. Iar dacă alții vă caută, îi trimiteți la plimbare, spuneți doar atât, nu vezi că e ocupat, ce, nu vezi bine? Cum vă raportați voi la păcat?
Să știți că păcatul este negru, dar la început este gri. Să fugiți de zona gri și să nu vă luați după oamenii care n-au pricepere și spun asta, nu-i păcat că e gri. Să știți că gri e început de negru. Când vei vedea gri, să-ți aduci aminte ce a spus Pavel, feriți-vă de gri, de ce vi se pare rău. Nu ești sigur că e rău, nu-i negru? Nu-i negru încă, dar începe să se înnegrească. Știți când îți spune doctorul că ai cangrenă? Când începe să se facă piciorul negru. Nu-i negru, dar începe să se facă negru. Și atunci te programează la operație ca să... Așa e păcatul, fugiți de gri. Dacă nu fugiți de gri, negru vă va înghiți. Cu păcatul nu se poate lupta nimeni, adică cu negru. Se poate lupta doar cu ispita, adică cu gri. Am încheiat spunându-vă faptul că îmbrăcându-vă cu Dumnezeu, construind în voi niște oameni demni, niște oameni pocăiți, niște oameni puternici, vă veți raporta la familie corect, să vă faceți timp de casa voastră. Orice predicator care predică despre asta se simte puțin incomod. Eu mă simt și mai incomod. Pentru că am 30 de ani de căsătorie și am predicat altora să-și facă timp de familie cât am putut de mult. Și când mă gândesc la mine, e acolo o persoană care așa de multe lucruri a acceptat și așa de mult a așteptat. Aveți șansa să începeți într-o învățătură curată, avertizați de oameni care știu ce să vă spună. E o altă vreme astăzi. E o vreme în care oamenii sunt foarte învățați, sunt foarte instruiți. Să vă faceți timp de voi. Eu știu că ați vorbit la telefon prea mult până acum. De acum încolo vă spun că riscul e să vorbiți prea puțin. Și asta e o altă nebunie, o altă slăbiciune sub soare. Ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că suntem aici alături de voi și avem privilegiu să vă vedem ca miri, ne rugăm lui Dumnezeu să vă îmbrăcați cu Dumnezeu și dacă vă veți îmbrăca cu El, El va fi protecția voastră, binecuvântarea voastră, mângâierea voastră. El să-și arate slava și gloria și puterea în viața voastră și în familia voastră. Amin. Ascultăm un trio și apoi vom proceda la rugăciunea de binecuvântare pentru voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. David, Becky și Elizabeth.